Salutare, prieteni! Mihai Neamțu, vocea libertății, momente cumplite pentru toți prietenii noștri din Statele Unite. America se află în pragul dezastrului și trebuie să comentăm îngrijorați și frământați de ceea ce se întâmplă peste ocean, ultimele evoluții ale situației sociale, în primul rând, și economice, evident, și politice, pentru că toate se leagă. Doamnelor și domnilor, niciodată în viața aceasta n-am văzut imagini atât de cutremurătoare au fost în 1992, adevărat incidente rasiale în Los Angeles, dar niciodată, absolut niciodată în istoria ultimilor 60 de ani, nu am văzut asemenea atrocități petrecându-se în fața tuturor, în fața copiilor, în fața celor inocenți, în fața bătrânilor, în fața celor neputincioși, fără ca poliția să poată reacționa. Distrugeri de proporții, ucideri, de asemenea furturi sistemice, în zone comerciale ale orașelor din Statele Unite, toate s-au petrecut ca într-o stare de război, ca într-o stare de anarhie pe care probabil nici Thomas Hobbes, nici John Locke n-ar fi știut să o descrie atât de precis. Starea de anarhie a fost revelată pentru prima oară în ultimii, repet, 30-40 de ani pe străzile din Washington, pe străzile din Minneapolis, pe străzile din Austin, Texas, pe străzile din Los Angeles am văzut ce înseamnă condiția tribală a unei umanități neevoluate și needucate. Am văzut ce înseamnă ura față de ordine și față de lege, ura față de civilizație occidentală, stimulată, atenție, propagandistic, de către foarte multe instituții de presă și foarte mulți politicieni ticăloși. Nu există scuză, absolut nicio scuză, pentru cei care distrug în mod sistematic proprietatea privată. Civilizația occidentală, doamnelor și domnilor, s-a născut din respectul pentru proprietatea privată, iar până la urmă, decalogul și orice am spune, etica iudeo-creștină ne-a învățat distinția între ce este al tău și ce este al celuilalt. Să nu furi era una dintre poruncile de bază pe care obișnuiam da, să o exprimăm, să o comunicăm copiilor noștri. Doamnelor și domnilor, trăim momente incredibile din punct de vedere moral. Dacă cineva mi-ar fi spus acum 10 ani că America va ajunge unde este astăzi, probabil că aș fi socotit că este exagerat, că este nebun, că este pur și simplu un profet al apocalipsei. Astăzi însă am văzut imagini cu președintele Donald Trump ieșit din buncărul case albe, ieșit din buncărul case albe trecând pe lângă, iată, da, niște ziduri mâzgălite cu aceste grafiti, da, semn al prezenței anarhice a celor de la Antifa, care evident nu au avut nicio rușine să folosească cele mai urâte cuvinte pe care le poți folosi în limba engleză română sau orice altă limbă de circulație. Bineînțeles, doamnelor și domnilor, gestul lui Donald Trump de a merge cu Biblia în mână și de a proclama măreția Americii în fața unei biserici, Saint John's Church, I think. Uh, cred că este vorba de Biserica Sfântuia, nu vreau să greșesc. Sau St. James, sau St. John's, dacă puteți să-mi spuneți. Acest gest al lui Donald Trump de a merge în fața simbolului civilizației occidentale care este Biserica Creștină. Indiferent de confesiune, orice credință ai avea, din punct de vedere strict confesional, există un, re un, reper fundamental pentru noi toți. Și acesta este Isus Hristos, care ne-a învățat să întoarcem obrazul și să spunem, nu violenței. Acum, cei drept în tălmăcirea extraordinară a lui Arsenie Papacioc, duhovnic și figură spirituală a ortodoxiei răsăritene, întorc al doilea obraz, dar pe al treilea nu-l mai am. Pentru că pe al treilea nu-l am ca să pot apăra proprietatea și să pot apăra integritatea fizică și să pot apăra viața copiilor mei și a familiei mele. Când mă ataci pe mine, sunt dispus să întorc obrazul. Când îl ataci pe cel inocent, pe copilul de 6-7 ani, pe femeia de 20-30 de ani care stă lângă mine și nu poate să reacționeze, atunci timpul să intervin. Și asta au făcut americanii cinstelor, tuturor americanilor care cu steagul în mână și-au apărat proprietatea în fața vandalilor. Nu vreau să credeți vreodată, nu vreau să credeți Că ceea ce s-a întâmplat în 410 sau în 475, când Alaric a venit în Roma să vandalizeze la propriu vechea cetate, nu vreau să credeți că era foarte diferită imaginea din cetatea Romei față de ceea ce am văzut în Washington DC. Am trăit în Washington DC, doamnelor și domnilor, am trăit patru luni de zile în Washington DC, doi ani de zile în America și am văzut cu ochii mei Îndoctrinarea sistemică și idiotă a tinerilor din marile campusuri universitare Am trăit în campusul universitar din Michigan, University of Michigan, Ann Arbor Mai bine de un an de zile Am văzut trotschiști, cretini care lăudau pe Lenin și spuneau Let's rescue Lenin from the Leninists University college professors Idioții utili ai stângii propagandistice cretinii care n-au înțeles nimic din istoria ultimilor 100 de ani. Din uriașa diferență între China maoistă, China comunistă și lumea liberă. Cu toții am visat să scăpăm de jugul comunist în 1989. Și mulți dintre chiar românii care se află în America au ajuns să închidă ochii în fața acestei domnii anarhice fără de legii și bineînțeles în fața intereselor oculte pe care unii, sigur, și le desfășoară, utilizând cretinii și idioții care întotdeauna se găsesc pe stradă, de la cei care sunt obișnuiți să consume droguri și sunt o grămadă, atenție mare, subiectul droguri va reveni în atenția noastră, până la cei care, sigur, au ieșit alalte dintr-o închisoare și vor din nou să comită faptele fără de legii. Lucruri incredibile se petrec în lumea occidentală. Nimeni, uitați-vă și dumneavoastră, nimeni, absolut nimeni nu mai vorbește despre COVID. Nimeni nu mai spune că există o pandemie. Noi acum, chipurile, combatem rasismul la Londra, în Danemarca. Ce legătură are Danemarca a lui Kierkegaard cu rasismul? Vă rog să-mi explicați. Ce legătură are România cu rasismul? Vă rog să-mi explicați. Acum aproape 200 de ani, ultimii sclavi au fost eliberați pe pământul european ca urmare a intervenției unor creștini. William Pitt de Younger, vă repet, primul ministru al Marii Britanii, a 24 de ani, împreună cu William Wilberforce, au pornit acest proces de emancipare a sclaviei în țările creștine. Conștiința noastră morală ne-a făcut să spunem, destul, e prea mult. Mergeți în Africa și veți găsi sclavie astăzi, sclavie sexuală și de orice alt tip. Mergeți în China și veți găsi o respingere a diferențelor rasiale, o respingere a tuturor, repet, grupurilor care sunt diferite rasial față de chinezi. N-ați văzut și repet argumentul acesta, niciun membru al Partidului Comunist la vârful Partidului în Beijing care să fie de culoare. Ați văzut în schimb negri în guvernul lui Donald Trump ați văzut afroamericani în guvernul lui George Bush, Condolița Rice, Colin Powell, Ben Carson, și o grămadă de alți oameni respectați și iubiți pentru meritul lor individual au fost integrați în societate. De ce? Pentru că am fost învățați de Martin Luther King să nu judecăm omul după culoarea pielii, ci după conținutul the content of his character. Discursul din Washington 1964 din păcate, nu are prea mulți adepți. Al cui? Al pastorului baptist Martin Luther King. O persoană imperfectă, așa cum ne arată revelațiile din ultimile luni, care au scos la iveală viața lui privată, nu tocmai așezată, dar un om care a respins violența și care în anii 60 mărșăluia în sudul Americii, mărșăluia în Alabama, în Mississippi, pe jos, fără să accepte ca Malcolm X sau alți lideri negri să folosească violența. Fără violență, Mahatma Gandhi și Martin Luther King, două figuri iconice ale secolului 20, care s-au inspirat din Evanghelia lui Hristos. Mahatma Gandhi întrebat ce părere aveți despre civilizația creștină, a spus, n-ar fi o idee rea. Mahatma Gandhi, care a făcut studiile în Anglia și o parte din studii în Africa de Sud și care prin Tolstoi a ajuns să citească Evangheliile. Martin Luther King, care citise Biblia ca pastor și era fiu de pastor dornic să predice Evanghelia păcii și a iubirii. Astăzi, toți cei care distrug America în mod intenționat sunt niște apostați ai cauzei lui Martin Luther King. Sunt niște oameni care au îngropat memoria lui Martin Luther King și chiar a lui George Floyd despre care aflăm din ce în ce mai multe lucruri. Nu doar că era o vedetă de filme porno. Asta e o chestiune până la mă care poate fi clasată într-o zonă, da? Rapid. Domnule, omul avea nevoie de niște bani, a făcut ceva uh, care ține de compromis. Dar omul era în traficul de droguri și discuția va fi foarte tulburătoare. Asta nu înseamnă vreo secundă că ceea ce a făcut polițistul este justificat. Dar să nu facem sfinți din cei care n-au, n, -au n -au fost. Sfinții sunt sfinți, dar păcătoșii sunt păcătoși. Revenind însă, în condițiile în care, repet, în condițiile în care stânga politică instrumentalizează, manipulează și, aș spune, confiscă moralmente moartea lui George Floyd, un om la 47 de ani năpăstuit de probleme, frământat de multe griji, nefericit pentru că nu avea o condiție de tată asumat, un om care 8 minute a fost într-adevăr strangulat de către un polițist inconștient, care va trebui să răspundă pentru faptele lui. În condițiile în care există declanșat o anchetă la nivelul Ministerului Justiției în Statele Unite împotriva acestui polițist, sute și sute de comunități în America au fost devastate, distruse, vandalizate, agresate de către niște hoarde de, ce să le spunem, umanoizi. Neandertal a coborât în stradă și ați văzut ce înseamnă un om în starea de natură. Omul în stare de natură, dacă nu știați, e o bestie. Și cine crede că tu poți să civilizezi o umanitate fără lege, fără Dumnezeu, fără o minimă disciplină, se înșală întotdeauna sub poșghița aceasta de civilizație se află haosul sau chiar hăul moral. Și ați văzut oameni intrând în magazine, luând nu doar cheesecake, da? Unii au luat cheesecake, să fi fost cel mai mic păcat, da? Poftești și tu la un cheesecake și te duci și ei de la cofetărie. Atenție însă, copiii se uitau la aceste scene și vedeau cu ochii lor uimiți că în America acestei, până la urmă, constituții a părinților fondatori, bazată pe ordine și lege, pe respectul asupra proprietății și asupra vieții, cine vrea își face de cap, fără ca polițiștii să intervină. Incredibile scene în care inclusiv un individ a intrat într-un magazin Tesla, a luat magazinul Tesla, a străpuns, da, să spunem, vitrina și a intrat cu, cu mașina Tesla furată, da, pe stradă ca să-și arate trofeul da? trofeul lui de idiot, că nu poți să-i spui altfel un asemenea individ, care n-a muncit o zi da? pentru banii care acopereau valoarea acelei mașini. Nike, speriată de ceea ce se întâmplă, a schimbat sloganul. Nike care lucrau cu Kaepernick și cu alți atleți, da? angajați în lupta de clasă, de tip neomarxist, Nike a spus, don't do it. Speriați că pierd milioane și milioane de dolari. Și vreți să spun ceva? N-am să comentez faptul că Nike face bani o grămadă pe seama chinezilor exploatați în lagărele de muncă. N-am să spun că Nike și Microsoft și Apple au un deal cu China comunistă, ceea ce înseamnă că îi beneficiază de pe urma sclavagismului din China. Să nu credeți că un muncitor chinez are drepturi sociale. Să nu credeți că un muncitor chinez acum vine luna iunie și se gândește, bă frate, o să merg și eu în Veneția, o să merg și eu în piața Trastevere, o să merg și eu la Roma, o să merg și eu la Paris. Ha, o glumă, cred că știți asta, da? În China nu există drepturi sociale. Și cine se folosește de asta? Bineînțeles, o corporație ca Nike. Deci Nike tace când vine vorba despre omul din China, omul fără identitate, omul fără destin, omul fără viitor plătit cu 4 dolari sau 3 dolari pe zi. China nu are nimic de spus. Scuzați-mă, Nike nu are nimic de spus despre uigurii din lagărele de concentrare. Apple n-are nimic de spus despre cenzura la adresa dizidenților din Hong Kong. Microsoft nu spune nimic despre cenzura aplicată platformei Bing, care nu-ți permite să cauți, atenție, nici măcar un cântec, da? care a fost cântat în piața Tiananmen acum 30 de ani. În luna iunie 1989, acum 31 de ani, studenții erau călcați de tancuri în piața Tiananmen. Și dacă astăzi, chinezi fiind, vrei să vezi ce cântau chinezii din Tiananmen, n-ai cum să afli. Tinerii studenți din Hong Kong sunt maltratați, bătuți de către Partidul Comunist, călcați în picioare și cu ajutorul Google. Și cu ajutorul, da, acestor companii occidentale care au semnat un pact cu Partidul Comunist. Asta, apropo, de trădările marilor corporații în raport cu valorile occidentale. Noi am fi crezut. Că e inadmisibil acum 30 de ani ca o corporație Xerox pe vremuri, da? Exista așa ceva. IBM pe vremuri, exista așa ceva. Chiar și Microsoft, ca să nu spun de Apple, ni s-ar fi părut aberant ca o corporație americană să bată palma cu securitatea lui Nicolae Ceaușescu ca să ne spună după aceea Apple nouă, da? Cine a turnat și cine n-a turnat. Asta se întâmplă, poate nu știați. Asta se întâmplă, doamnelor și domnilor, în China comunistă. Și în timp ce ei, acești lideri ai marilor corporații, îl aplaudă pe Xi Jinping, îl critică pe Trump și tac din gură când vine vorba de această violență. Unde este Tim Cook? Unde este Bill Gates să ne explice cât de rău e ceea ce se întâmplă astăzi în America? Unde sunt liderii care iubesc proprietatea privată și civilizația occidentală care le-a permis lor să aibă vile de lux, să aibă Bineînțeles, avioane private, jeturi și așa mai departe, excursii oriunde doresc în lume. Unde sunt? Ei s-au separat de America profundă. Ei s-au separat de valorile lui Thomas Jefferson, ale lui John Adams, pe care fac pipi, scuzați-mă, pentru că nici nu-i cunosc. De aia la școala Neamțu, în luna iulie, și vă invit acum, intrați pe adresa store.vocealibertății.ro, luați-vă pachetul family, luați-vă pachetul ambasador. Veți putea să beneficiați de pe urma unui curs excepțional ținut. De profesorul Constantin, iertați-mă, Cătălin Vramescu, care va vorbi despre Constituția SUA și despre părinții fondatori. Geniul absolut al politicienilor americani, în 1776, strânși în Filadelfia cu manuscrisele lui Bunoare Cicero, sub braț, cu manuscrisele sau cărțile lui Solon și legile lui Solon în mână. Acești oameni brilianți, Benjamin Franklin, George Washington și mai ales Thomas Jefferson, au scris declarație de independență, spunând că proprietatea e sfântă, că viața este sacrosanctă și nu te poți atinge de ea și că dreptul la căutarea fericirii este dat oricui. Astăzi, proprietatea e călcată în picioare, viața este bagiocorită și căutarea fericirii a devenit o himeră. Unde? În lumea cea mai prosperă. A acestui pământ, acestui glob, acestui, până la urmă, mapamond, numită lumea occidentală. Da, fraților, doamnelor și domnilor, în, am văzut în Londra Black Lives Matter și Antifa protestează împotriva rasismului. Unde? În țara cea mai primitoare. Unde? În capitala cu cele mai multe limbi vorbite pe suprafața globului. Mergeți dacă nu vă place, le-aș spune acestor indivizi. Mergeți și vedeți cum e în Arabia Saudită. Mergeți și vedeți cum este să fii creștin în Qatar. Da? Mergeți să vedeți cum e în Dubai, dacă vă primesc sau nu. Și veți vedea că nu îi primesc. Sirienii care au venit acum 3 ani de zile sau 4 ani de zile în Europa n-au fost primiți, atenție, nici de către Arabia Saudită, nici de, de către Qatar, nici de către Dubai, deși petrolul din Arabia Saudită putea să permită da, o, 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 o formă de sprijin social la adresa milioanelor de arabi musulmani persecutați. Nu s-a întâmplat asta. Europa a trebuit să plătească nota de plată. Și acum America trebuie să plătească nota de plată. Sunt idioți care cer 13 trilioane da, plata pentru chipurile discriminare. Dar discriminarea mea ca alb, da? Care își ia un, care și un pumn pe stradă în țara lui Nu trebuie și ea cumva explicată Ce legătură am eu? Revin, individ liber și autonom Născut într-o fostă colonie a Uniunii Sovietice Persecutat și maltratat La 10 ani eram eu însumi pe o plantație Eram pe plantația lui Nicolae Ceaușescu Culegeam piersici în luna iunie și iulie a anului 1900 88, îmi pare rău pentru cei care nu s-au născut pe vremea aceea, da? că nu știu exact detaliile acestea, lucram pe o plantație din lunca Dunării, de lângă Bechet și duceam piersici cu zecile de kilograme către, atenție, o stație de colectare care punea toate aceste legume direct pe un tir care pleca la Moscova. Noi, tinerii născuți înainte de 89, am cunoscut sclavia și știm despre ce este vorba. Da? E vorba despre o, despre o îngropare a talanților tăi. Dar noi ne-am născut, atenție, în Uniunea Sovietică sau într-o țară satelită a Uniunii Sovietice. Noi ne-am născut în țara condusă după principiile lui Karl Marx și a lui Vladimir Ilich Lenin. Voi care furați de la Nike, voi care furați de la Apple Store, voi care furați de la Microsoft, voi, idioților, v-ați născut într-o țară liberă. Și dacă, ar, dacă, ați fi vrut să munciți și să mergeți la școală, ați fi ajuns ca Ben Carson, ați fi ajuns ca Michael Jordan, ați fi ajuns eroi. Dar n-ați dorit da, să fiți eroi, ați dorit să fiți da, drogați cu eroină. Cu heroină am vrut să spun, da? nu cu eroină. Cu heroină mai degrabă. Pentru că n-ați dorit să mergeți pe calea cea strâmtă, care este foarte grea de altfel pentru orice om, indiferent de culoare. Calea care ține de muncă, respect față de lege, ordine și până la urmă supunere și chiar mai mult admirație față de înaintași. Cum să te dezvolți tu ca om când te poziționezi la începutul vieții, la 16 ani da, ca o victimă, chipurile a unui sistem rasist? Cum să te poziționezi la 16 ani ca victimă când viața e în fața ta, plină de oportunități? Când ai putea face Astăzi 7 dolari, mâine 20 de dolari pe oră și peste 10 ani poate chiar 50 sau 100 de dolari pe oră. Cum? Da? Cum se spune în America, țara tuturor posibilităților, că n-ai o șansă când oameni veniți din Asia, din Europa de Est, din Africa au reușit? De ce Candace Owens, astăzi o personalitate a lumii afroamericane, a reușit? De ce Thomas Sowell a reușit? Un Economist de culoare. De ce Ben Carson este cel mai important neurochirurg al generației sale? De ce Colin Powell a ajuns general în armata americană dacă este vorba de discriminare? Atenție mare! Prea adesea am folosit cuvintele propagandei neomarxiste, care a fost relansată în anii 60-70, nu pe logica de odinioară a luptei între posesorii de capital și proletariat, ci pe o logică diferită a luptei între majorități și minorități. Și este o mare greșeală. Sunt orașe întregi în care albii sunt minoritari, din punct de vedere strict etnic, da? Ca ocazienii sunt minoritari. Asta nu înseamnă, da? Asta nu înseamnă că tu nu ai o șansă în acel oraș să prosperi. Din potrivă, da? Toate premisele pentru a suspecta discriminarea au dispărut. Dă-i drumul, muncește, ia-ți un job, pune-ți un vis în sufletul tău, pornește la drum, admiră doi, trei oameni care -ți sunt da? superiori din punct de vedere intelectual și moral. America este dragi prieteni la o mare răscruce. și salut pe toți cei care ne urmăresc, Radu Găină, un prieten foarte drag, Claudiu Băcanu, de asemenea, un foarte bun prieten și un admirabil, Nicolae Popa, sper să auziți despre el mai multe, în Timișoara, mișcarea populară, foarte, foarte multă lume. Uh... Iertați-mă, ziceam că piersici și legume, da? Deci nu piersica e legumă, ci piersica este fruct și alte legume erau exportate în anii 80 în, în Uniunea Sovietică și am făcut parte din generația, probabil ca și Mircea Radu, pe care îl salut cu drag, mi-e dor să-l să revăd, am făcut parte din această generație care a contribuit la această prosperitate a, a puterii coloniale sovietice și la, din păcate, involuntar, da, la sărăcirea la sărăcirea noastră bunica mea care a muncit la CAP și la colectiv cum se spunea vreo 40 de ani era obligată să iasă cu sapa în fața casei la ora 5 dimineața și pentru că avea uh, doi nepoți din partea unei fete și două nepoate din partea altei fete patru uh, nepoți trebuia să ne ia cu ea din păcate. da într-un tractor, ne urcam în remorca tractorului, plecam de la măceșul de sus, mergeam vreo 15 km, dar vă dați seama că la, la prima ora dimineții, la 5 dimineața, primeam câte un fresh de portocale de la uh, secretarul de partid, da? Primeam probabil și niște batoane proteice ca să fim în formă, glumesc, nu primeam nimic decât o, o palmă peste ceafă, ca orice fiu de sclav, că asta era un, uh, un om care lucra la colectiv, fără drepturi, fără proprietate, fără pământ, asta era bunica mea, un sclav al uh, Partidului Comunist și cunosc condiția de sclav. De asta reacționez. Știu ce înseamnă să trăiești în sărăcie și în sclavie. Și când noi am văzut că Uniunea Sovietică se prăbușește ca urmare a inițiativei unui mare american pe numele său Ronald Reagan, noi am jubilat. Dar aceasta America pe care am iubit-o, această America a libertății de expresie, America spre care s-a dus Mircea Eliade în anii 50, când Colegi de France și alte instituții academice descoperiseră la Paris că nu era tocmai da, lipsit de greșeli în trecutul său politic, când America l-a primit pe George Emil Palade, laureatul premiului Nobel, când America i-a întins brațele lui Ioan Petru Culianu la Universitatea din Chicago, când America l-a primit pe părintele Roman Braga plecat din România după experimentul Pitești, când America l-a primit pe Richard Wurmbrand, cel care s-a dus în fața Congresului și și-a arătat rănile de fost deținut politic, și a schimbat inima lui Ronald Reagan. Când în America a pășit bunoară părintele Calciu Dumitreasa, în acea America existau oameni cu frică de Dumnezeu. Și am întâlnit această America și vreau să le transmit un gând de o imensă și infinită recunoștință prietenilor mei din Florida, lui George Pojoga, din Atlanta, lui Ionuț Luca, din Texas, lui Silvia Puiuleț, din California lui Daniel Crăsnean și bineînțeles Dan Druhora și Ovidiu Druhora și uh, celorlalți prieteni Cornel Crăsnean, da? Tuturor prietenilor din, uh, din de asemenea Nordul uh, Americii, din Portland, din Seattle. Am fost în Seattle, mirosea peste tot marijuana și nu înțelegeam în, în ce lume mă aflu. Și nu puteai să intri într-un magazin dacă nu era steagul LGBT, da? Dacă nu dacă deci dacă nu era stagul LGBT, cred că nu era deschisă ușa respectivă. Atât de, atât de masivă era îndo îndoctrinarea. Deci în această lume am pășit și eu. Și pot să vă spun că nu era lumea aceea în care am pășit în ultimii ani identică cu lumea în care au plecat marii noștri români, da? inclusiv uh, generația interbelică de ardeleni care s-au dus în uh, anii 1920-1930 bunicul meu, S-au dus la uzinele lui Ford, lui Henry Ford, ce au învățat să muncească. Bunicul meu mi-a spus când aveam 10 ani, mi-a zis, Mihai, acum da, 50 de ani, deci se, se făcea, se făcea că eram în anii 1928-1929, niște ardeleni, niște târnovani, niște oameni din județul Arad au plecat în Michigan. Au plecat la Dearborn, au plecat înspre fabrica lui, lui Henry Ford și unul dintre prietenii tatălui bunicului meu când a ajuns acolo în uzina lui Henry Ford, s-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta, nu știa decât două cuvinte, da? Jobs and work, da? Două cuvinte știa în engleză. Și a văzut că era o coadă lungă de oameni care așteptau să fie angajați. Și oamenii ăștia care așteptau să fie angajați erau foarte mulți, erau peste 100. Iar românul nostru, ardeleanul nostru, era al, da? Era ultimul, da? Al 100, 110-a persoană. Și când și-a dat seama că nu are nicio șansă, v-am mai spus povestea asta, românașul nostru, ardeleanul nostru, transilvaneanul nostru, s-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta, a văzut că este curată curtea, a, pus mâna pe o, a pus mâna, uh, pe o greblă, a greblat tot spațiul și după aceea l-a măturat. Și bineînțeles că managerul l-a văzut de la depărtare și a zis Hey you, come here! Cine ești tu, mă? Care greblezi aici spațiul și îl cureți. Cine ești tu? Și a zis, I'm John from Transylvania, sir. Și a zis, ok, the job is yours. Asta însemna etos transilvanean. În 1920, românii care au plecat în Transilvania. Bineînțeles că știți că au plecat și scoțienii, da? O știți pe Anne Marie McLeod. Anne Marie McLeod, la 18 ani, spăla dușumelele din Glasgow. Asta a fost visul american. Anne Marie McLeod, spălat dușumelele la 16 ani bogaților din Glasgow. Și la 18 ani a luat o hotărâre, da? Nu să-și cumpere niște genți lui Vuitton, că nu cred că erau pe vremea aceea asemenea lucruri. În Glasgow și în Scoția nu erau asemenea lucruri, da? Fata a luat un bilet la vaporul numit Transylvania, care în data de 2 mai 1930 a plecat din portul Glasgow spre New York. Și timp de 3 săptămâni la clasa a treia, Anne-Marie McLeod s-a rugat cu o Biblie în mână, ca odată să nu, se sub, să nu se scufunde vasul numit Transylvania pe de-o parte și pe de-altă parte. Atunci când ajunge la sora ei, Catherine, din New York, să fie bine primită și să aibă șansa unui nou început. La 18 ani, Anne-Marie McLeod urcă da, pe bordul vasului și vede din depărtare silueta aceea superbă, statuia libertății și plânge, îi curg și roaie de lacrimi. Și mulțumește bunului Dumnezeu că i s-a dat șansa asta în viață. De a începe totul de la zero. Să scape de sărăcie, să scape de Europa fascismelor și comunismelor. În anii 30 deja erau tot mai prezente. De Europa lui Hitler, a lui Mussolini și a lui Stalin. Să scape de nebunia europeană. Să pășească în lumea liberă, da? Și când a intrat în America, ofițerul de la Vama i-a spus Anne-Marie McLeod, do you intend to stay forever in the United States? Și ca întotdeauna în viață, decizia stă într-un da sau un ba. Viața e despre uneori o silabă. Este da sau este ba. Și bineînțeles, Anne-Marie McLeod spune, yes, I do. I do intend to stay forever in the United States. Și a luat bocceruța, așa la Biblia și a trecut fericită și a pășit da, pe tărâmul Americii, anilor 30, promițători, extraordinari, când se, când se ridicau zgârie nori. Da? Anne-Marie McLeod S-a întâlnit peste 5 ani cu un bărbat, bine, care avea bani și care era șarmant, dar avea origine germană, nu era scoțian. Și numele său era Frank Trump. Yes, indeed. Și a făcut 5 copii. Și unul dintre ei este actualul președinte, care a venit, da, în fața bisericii cu o Biblie în mână. Era Biblia de la mama lui. Și a spus, This is what we believe in. În asta credem noi. În ordine, în lege în respectul pentru aproapele, în dragoste și nu în ură, da? în proprietatea privată și nu în distrugere, în ordine constituțională și nu în anarhie. În asta crede noi, doamnelor și domnilor. Civilizația occidentală e la o mare răscruce. Cine nu înțelege astăzi că Donald Trump, în pofida tuturor păcatelor sale, joacă un rol providențial și trebuie susținut în acțiunea sa de descurajare a forțelor anarhice, Cine nu înțelege războiul între patrioți și globaliști. Globaliștii sunt cei care nu au nicio loialitate. Nu cred în Dumnezeu, nu au o biserică, nu au o familie și nu au o națiune. nu își revendică apartenența la o națiune. Dacă îi întreb cine sunt părinții națiunii tale, nici nu știu cine sunt aceștia. Ei slujesc puterea și banul. Și pentru ei America e prea mică. Globaliștii vor să conducă mult mai mult decât America. Și dacă pot să o facă, împreună cu China comunistă, o să o facă. Îmi pare rău că vă sperii, poate, pentru că am această claritate. Pentru că înțeleg, poate, prea repede lucruri care încă se desfășoară sub ochii voștri. Și poate credeți că nu sunt uh, atât de bine conectate. Dar trebuie să vă spun. E datoria mea morală să mai spun și adevărul, nu? Nu doar să fac o pregătire pentru următoarele afirmații, da? Care. Mai pot aștepta trei luni. Mai spun și peste trei luni niște lucruri. Dar acum vi le spun pe astea. Și anume că povestea cu COVID-ul s-a terminat în clipa care au relansat atacului al, la adresa lui Trump plecând de la această tragedie individuală lui George Floyd. Nu mai spune nimeni nimic despre spitale. Nu mai spune nimic despre COVID. Nu mai spune nimeni nimic despre măști. Poți să porți masca, da, astăzi, nu? Special ca să furi. Special ca să furi. Și mulți au purtat masca în perioada asta ca să fure proprietatea privată a altora. Au distrus munca și sudoarea de o viață a unor oameni de vârsta a treia. Am văzut bărbați afroamericani plângând în Dallas, plângând în Los Angeles. Un dezastru! Am ajuns să vedem ce înseamnă starea de natură. E groaznică. Omul care n-a fost șlefuit prin educație și prin credință, care n-a fost chemat la o verticalizare a condiției sale, care nu l-a întâlnit pe creatorul său care îi dă și porunci, da? nu doar drepturi, omul care nu pricepe că pe lângă responsabilități, pe lângă drepturi, iertați-mă, ai și responsabilități, omul care crede că totul îi se cuvine, este obraznic și nu se oprește. La început, el scuipă la Ateneu, în fața Ateneului, scuipă semințe. Porcul scuipă semințe în fața Ateneului. După aceea ia grafiti și face semne obscene pe Ateneu, pe un templu al culturii. Înțelegeți ce vreți prin asta, da. Ateneu este o figură mai, mai mult, o alegorie aici. Ateneu poate să fie, de ce nu, Carnegie Hall. Porcul vine și pune grafiti pe Carnegie Hall și face un gest obscen, da? Porcul insultă biserica și slujitorii ei. Asta face porcul, da? Se, se suie scroafa în copac și dacă nu o oprești la timp, da? O să facă pipi pe tine. Și asta s-a întâmplat acum. Instinctul diabolic al acestor ganguri. Uh, ga, uh, cum se numesc? Ganguri, ăsta e cuvântul, da? Sau care e cuvântul, da? Acestor gangsteri, instinctul lor diabolic îi face să miroasă peste tot slăbiciunea. Și îmi pare rău să o spun. Donald Trump a fost slab. Donald Trump trebuia să fie mult mai dur cu aceștia. Trebuia să vedem arestări în masă. Vrea, eu aș fi vrut să văd tunuri de apă. Da? Oricum erau niște nespălați foarte mulți dintre ei. nu de apă pe ei, apă și să pun rid direct în fața lor, da? Aș fi vrut să văd restaurarea ordinii în 24 de ore. N-am văzut-o. Și pentru că au simțit această slăbiciune și această ezitare, care se datorează și unui sistem tipic american cu puterea federală versus puterea, puterea statelor, ok, aceste forțe diabolice coordonate într-o anumită măsură, cu cherosenul în buzunar, da? Și cu bricheta în Poșnar, cum zicem noi, în Ardeal, da? Au mers și au incendiat clădiri federale, au incendiat proprietăți private, case și, atenție, inclusiv locuri de adăpost pentru cei fără casă, homeless. Inclusiv aceștia au fost uh, teribil de afectați. N-am imagine acum să vă arăt și, oricum, vedeți, noastră, eu vorbesc nicio, niciodată, niciodată n-am un teleprompter. Eu nici nu înțeleg de ce ar fi nevoie de pe teleprompter când spui adevărul, da? Numai. Bufonii au nevoie de teleprompter. De-aia vă invit mereu să susțineți mișcarea libertății. Noi suntem vocea libertății. Noi nu avem un script. Și slavă Domnului, mulțumesc Eugen Tomac. Nici o secundă Eugen Tomac nu mi-a spus, bă, spune asta și nu asta, da? Omul acesta mi-a dat totala libertate și mulțumesc să spun ce cred și că sunt și că nu sunt membru de partid. Deci mulțumesc foarte mult pentru libertate, dar oricum mi-am luat-o singur, da? nu aveam nevoie neapărat să o de la nimeni. Și vă spun că puteți susține această mișcare a libertății, fie la adresa patreoncom neamțu fie la coffeecom neamțu capa -O, o liniuță uh, ficom neamțu susțineți mișcarea asta, nu pentru că eu am nevoie de susținerea noastră. Dați o cafea, un cappuccino, dați uh, un espresso echipei cu care eu trebuie să merg să filmez, trebuie să filmez în munții rodnei, trebuie să filmez agricultorii, țăranii români, trebuie să filmez oierii, trebuie să filmez în delta Dunării niște antreprenori loviți grav de, de ce s-a întâmplat în zona asta industriei în industriei Horeca. Eu nu am nevoie de bani, dar pentru cameramani trebuie să, trebuie să găsim resurse, să-i sprijinim. Așa că faceți o donație acum, dacă credeți în libertate, în canalul acesta, intrați acum la adresa patreon.com și faceți o donație pentru aceste acțiuni pe care noi le facem în sprijinul fermierilor, în sprijinul antreprenorilor, în sprijinul oamenilor liberi. Fără familiile libere, care nu depind de stat, vom pierde acest meci. E o bătaie pe viață și pe moarte. Și îmi pare rău să spun, cei care ne conduc nu sunt la înălțimea momentului. În primul rând în România. În primul rând în România. Vai de noi și de noi când te uiți la ce probleme și la ce priorități au cei care ne conduc. Ferească Dumnezeu, da? Să avem o criză în România de proporțiile cele din America și să trebuiască să aștepți de la domnul Claus Iohannis un răspuns. Păi, păi domnul Claus Iohannis cred că ar aștepta vreo șase săptămâni până să decide ce să facă, da? Nu avem nicio iluzie, nu avem nicio iluzie. Oameni care sunt păpușe din design, ca să zic așa, care n-au autonomie, care n-au personalitate, care n-au gândirea lor, da? Bazată pe lecturi, pe experiență. Ha, acești oameni nu te pot conduce, să fim serioși. Repet, și Donald Trump putea să fie mai dur. Și trebuia să vedem acțiune în 24 de ore. Dar acum o să vină armata și o să facă curat. Asta am înțeles ok, a declarat Antifa că este organizație uh, teroristă, trebuia făcută chestiunea asta de mult ok, a puni războiul cu Twitter foarte bine, trebuia început mai devreme inclusiv cu uh, cei de la Facebook inclusiv cu cei de la Google, trebuie purtat o discuție cum vă permiteți mă, voi da, șef de mari corporații să lăsați ayatollahul iranian să țină discursuri antisemite și împotriva Americii pe Twitter, dar să-l cenzurați pe Twitter sau pe Facebook pe președintele Americii, dar unde v-ați făcut voi mă, compania? În Iran? Cumva? În China? Unde v-ați făcut voi, mă, primul milion? Domnul Zuckerberg, da? Domnul Jack Dorsey, unde v-ați făcut primul milion? L-ați făcut cumva în Uniunea Sovietică? Ați făcut cumva primul milion în Iranul Ayatollahilor? Care visează la o teocrație? Deci, atenție mare, chestiunea asta trebuie și ea lămurită. felicitări, însă, felicitări, însă, conservatorilor americani. Tucker Carlson, după părerea mea, a avut cel mai bun speech. Și vreau dacă cei care ne urmăresc pot să pună ei un link către Tucker Carlson la Fox News. Extraordinar discurs. Absolut remarcabil. Nu mă aștept de la niște oameni care în România erau chipurile de dreapta și când au trecut oceanul au devenit niște stângiști ordinari să spună ceva. De mult nu mai am încredere în oamenii care stau cu mâna întinsă da? în fața puterii și ca niște sclavi care au pupat în cur și regimul comunist în anii 70, în anii 80, da? au bâlbâit ceva împotriva, da, neconvingător împotriva lui Nicolae Ceaușescu. Nu aveau probleme cu comunismul, aveau ceva cu Ceaușescu. Că Ceaușescu era naționalist, chipurile pentru ei și asta era o problemă. N-am așteptări de la asemenea indivizi, da? Atenție, oamenii liberi sunt extrem de puțini <laughs> și nu știți cât de grav este să trăiești într-o țară în care nu mai sunt oameni liberi. Prețul libertății este uriaș. Și profeții din vechime au plătit acest preț, da? În regulă, e ok, știm asta, nu e o problemă, Știm care e prețul? E un preț scump, dar îl plătim. Pentru că nu ne temem da? să stăm în picioare pentru valorile și pentru libertățile noastre constituționale. Dacă în 1989 doamna Corne era singură da? împotriva lui Nicolae Ceaușescu, putem să fim și noi uneori singuri. Nu ne deranjează. Doamne, singurătatea e dulce da? când stai de partea adevărului. În regulă, nu suntem singuri, sunteți voi și o mulțime de alți oameni și vă mulțumesc. Sunteți voi națiunea vocilor libere. Mă mulțumesc pentru că ne urmăriți și nu uitați să dați și watch party, să dați și uh, uh, follow pe YouTube. Am crescut foarte mult, am avut uh, milioane de vizualizări în ultimile 29 de zile, am avut vreo 5 milioane de vizualizări, minute vizualizate și asta mă bucură. Astăzi am făcut și o declarație la Radio România Actualități despre antreprenoriat. În loc să celebrăm uh, succesul lui Elon Musk, în loc să ne bucurăm că un român, vă dați seama, un român Bogdan Marcu, inginer extraordinar, care a lucrat pentru SpaceX, a contribuit la una dintre turbinele acestui Falcon 9 care a ajuns în cosmos. În loc să ne bucurăm că avem o școală de matematicieni și de ingineri fabuloși care au contribuit la această relansare da? a explorărilor da? aerospațiale, în loc să ne bucurăm că inițiativa privată i-a scos pe ruși din schemă și pentru prima oară da? un antreprenor reușește să pună pe orbită. Uh, dita, mai, uh, dita mai Nava, în loc să ne bucurăm pentru aceste progrese ale, ale minții umane, în loc să contemplăm măreția spirituală și morală da? a omului care nu se lasă limitat de condiția lui natural, în loc să facem toate aceste lucruri, în loc să le spunem copiilor să se uite da? la Dumitru Prunariu când avea 25 de ani și pleca și el în cosmos, în loc să se uite copiii la Elon Musk și să-l admire pentru genialitatea cu care el a proiectat mașina viitorului, în loc să le spunem copiilor noștri că merită să egaleze puritatea morală a unei personalități ca Maica Tereza sau a lui Nicu Steinhardt, de ce nu, sau genialitatea literară a lui Shakespeare și Eminescu sau Dostoevski, noi le arătăm tribalii coborâți din copac, care fură da, peste tot ce apucă. Asta le arătăm noi astăzi copiilor noștri, da? cum te poți... Fușeri, cum poți fușeri, da, drumul către succes și cum te poți descurca fără să pățești absolut nimic într-o țară liberă, furând, mințind, lovând, lovind și devastând. Iertați-mă pentru că uneori am acest patos care exprimă emoția. Emoția mea, până la urmă, este întemeiată într-o convingere, într-un crez pe care cu siguranță și noastră îl împărtășiți. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru că existați, să vă spun că ne mai vedem, că anul acesta e un an decisiv, 2020, Sper să poți scoate și volumul acesta care a fost epuizat, 15.000 de exemplare Donald Trump. Dar dacă doriți să cumpărați celelalte volume, în afară de Donald Trump, toate celelalte încă mai sunt, am mai făcut câteva tiraje, șapte ani în Occident, vârstele iubirii, firește vârstele iubirii într-o epoca urii, și credință și rațiune, cărți extraordinare, vi le recomand, interviul cu Andrei Pleșu, interviul cu Tristan Engelhardt, profesor de bioetică, de asemenea memoriile mele din perioada studenției britanice, toate merită citite cu autograf, atenție, de la adresa store, store, da? store Livrăm oriunde în România, puteți cumpăra două, trei pachete, este cel mai bun cadou pe care îl puteți face de ziua copilului, da? Chiar dacă a trecut, aveți un copil în preajma dumneavoastră, măcar sufletul lui este de copil și cu siguranță asta merită. Investiți în cunoaștere, dragii mei, investiți în educație, nu avem ceva mai bun de făcut. Și vine acum cursul lui Dacian Paladi, despre războiul informațional, în câteva zile. Dacean paladi a fost arhitectul acestei renașteri în Oradea a orașului, alături de domnul Bolojan, Ilie Bolojan, un city manager de excepție. Dacean paladi vine la Școala Neamțu. Avem o comunitate senzațională, avem, avem antreprenori, avem oameni care au studiat la Princeton și la Harvard și, bineînțeles, la Sorbona. Avem tot ce trebuie, da, să oferim României astăzi. Da, doar creștem această comunitate, zi de zi, pas cu pas. Dar alți pași, pași mai hotărâți, atenție, și pași asumați, nu pași de uh, marionetă, S -s, să fim serioși. Noi nu suntem ca Pinocchio mâinile lui Stromboli, nu? Suntem oameni hotărâți și avem independență și îndrăzneală. Mulțumesc foarte mult, iertați-mi uh, uneori uh, aceste mici uh, piruete uh, retorice, dar dincolo de glumă și de ceea ce spunem și ca să ne mai înveselim, credem fundamental în acest adevăr că, 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 că fără educație o națiune piere. E timpul să investim în mințile oamenilor, bătălia se dă aici. Dragi prieteni, intrați și pe YouTube să vedeți dialogul meu cu o eminentă olimpică, Daria Hărăbor, aur la astrofizică. Intrați pe YouTube să vedeți ultimele mele comentarii la ce se întâmplă în America și ne vedem în zilele care vin. Urmează momente hotărâtoare pentru Statele Unite. Mi-au rămas bun și nu uita cum spunea cineva, fi tu liderul din viața ta, God bless Amer God bless America. God bless Romania too. Bye bye.